Campus TV vă oferă azi imagini de la un nou blat din fotbalul buzoian. Un alt blat, separat de cele două, încheiate cu scoruri astronomice, despre care s-a tot vorbit săptămâna trecută. Blatul la care ne referim de asta dată s-a înfăptuit la meciul Viitorul Vernești-Voința Lanuri, încheiat 0-6. Meci la care jucătorii echipați în alb s-au căznit să se ferească din calea mingii pentru ca adversarii în albastru să marcheze. Iată câteva mostre. Lansare în adâncime și fundașul stânga fuge de minge și de adversar pentru ca acesta să rămână singur cu portarul și să marcheze. Iată mai apoi ce intervenții penibile are fundașul Ioniță, care permite astfel ca adversarii să marcheze și golul 2. Același fundaș are mai apoi o altă intervenție ce poate fi trecută la categoria cascadorii râsului. Doar în prima repriză a acestui meci, reporterul a scos la montaj 14 faze în care prestația jucătorilor în alb a fost cel puțin dubioasă. Acest blat, încheiat cu 6-0, a servit drept exemplu sau pretext ca 4 zile mai târziu să se bată orice record, iar Puie să câștige cu 36-2, iar Lanuri cu 33-1.